Horoscopul zilei de 8 octombrie. Berbec. Viitorul este mereu în mișcare, așa că nu vă stresați dacă nu vă puteți distinge obiectivul chiar acum. Pur și simplu tratați evenimentele pe măsură ce acestea apar și încercați să nu controlați sau să preziceți viitorul prea strict. La urma urmei, viața are multe surprize minunate de oferit, dar trucul este să fii într-o stare receptivă, astfel încât să poți aprecia acele surprize. Deocamdată lăsați trecutul în urmă și concentrați-vă asupra prezentului. Viitorul va fi aici înainte să-l știți. Taur. Cineva are chef de dragoste și dacă nu ești tu, cineva de care ești foarte apropiat se simte plin de afecțiune și răutate. Dacă spiritele tale nu sunt deja acolo, vor atinge în curând noi culmi datorită influențelor cerești care necesită multă dragoste și distracție. Asigurați-vă că aveți timp liber, pentru că în timp ce ziua este distractivă, nu știți niciodată ce ar putea aduce noaptea. Gemeni. Este prea ușor să te împotmolești când ar trebui, ar putea, precum și nu aș putea face asta niciodată. Nu puneți limite la ceea ce puteți realiza chiar înainte de a începe. Totuși, ceea ce este și mai descurajant este atunci când îți ceri prea mult deodată. Deci vrei să cânți ca o divă, dar nu poți citi nicio notă de muzică? Începeți de la mic. Găsiți un antrenor de voce. Apoi poate înscrieți-vă la lecții și așa mai departe. După aceea, posibilitățile sunt nelimitate. Rac. Sunteți un maestru în orchestrarea situațiilor sociale și această abilitate intră în joc în unele moduri foarte particulare chiar acum. Fie că planifică un fel de eveniment de sărbătoare sau o masă intimă pentru două persoane, poți combina elementele în așa fel încât să încânte și să uimească pe toată lumea. Nu vă fie frică să apelați la alții pentru ajutor, pentru a vă asigura că planurile voastre se concretizează. Leu, nu ai acționat la maxim? Nu este nimeni care să te poată ajuta? Cu toate acestea, este posibil să nu puteți răspunde la ele până când nu strângeți dinții și pur și simplu continuați prin următoarele sarcini. După aceea, așezați-vă și evaluați unde vă puneți timpul și energia în viață și cum puteți ușura o parte din povară. Fecioară. Nu este nimic mai puternic decât o promisiune neîmplinită. Există o zonă din viața ta pe care ai neglijat-o, poate un hobby sau o ambiție de carieră sau o promisiune de a petrece mai mult timp cu cineva care a căzut pe marginea drumului în toată agitația vieții de zi cu zi. Este ușor să te îndepărtezi de lucrurile care au o semnificație mai profundă, dar dacă depui efort, poți reveni pe drumul cel bun cu ceva sau cu cineva pe care l-ai iubit cândva. Balanță. Știți cum o vroască țestoasă are acea coajă tare și o burtă moale pe care trebuie să o protejeze de posibili prădători? Ei bine, aplică această analogie cuiva din viața ta chiar acum. S-ar putea să pară împietriți și duri din exterior, dar într-adevăr se protejează singuri. Înainte de a decide să îi respingeți ca fiind lipsiți de reacție sau lipsiți de emoție, acordați-le a doua șansă. S-ar putea să aibă nevoie doar de timp. Scorpion. Alergând spre linia de sosire, sângele și spiritele tale pompează exact așa cum ai nevoie. Te dezvolți în circunstanțele competitive și concursuri de îndemânare și rezistență. Dar după ce s-a terminat acest lucru, veți avea în continuare nevoie de o priză pentru toată energia voastră. Te-ai gândit vreodată să alergi la un maraton sau să te antrenezi pentru un triatlon? Ar fi o modalitate excelentă de a rămâne în formă și de a cunoaște și oameni. Săgetător. Împărțiți acel proiect mare în bucăți de mărirea mușcăturii și veți descoperi brusc că este mult mai ușor de înghițit, în care temerile par să se strecoare când te aștepți mai puțin. În acest caz, dacă ești capabil să păstrezi calmul și să ai grijă de detaliile care alcătuiesc această situație, abordându-le unul câte unul, vei fi terminat în cel mai scurt timp. După ce s-a terminat totul, veți fi întrebat cum ați făcut-o atât de ușor. Capricorn. Și creierul tău are nevoie de mâncare, deci oprește televizorul și fă ceva stimulativ și revigorant. Mergeți la o excursie, scrieți o scrisoare cuiva pe care îl iubiți, dar cu care nu ați vorbit prea mult timp. Luați acele vopsele pe care nu le-ați atins de la facultate, citiți un mare roman sau o poezie frumoasă. Lumea este imensă, fascinantă și bogată. Viața este mult prea scurtă pentru a nu explora cât de mult poți face din ea. Vărsător. După cum i-a spus cineva din Țara Minunilor Alisei, cel mai bine este să încerci să crezi cel puțin 3 lucruri imposibile înainte de micul dejun. Lucrul amuzant este că odată ce te lași să le crezi, nu par atât de imposibil. Primul pas este să te lași să crezi că o astfel de bunăvoință îți este rezervată. Deci mergeți mai departe. Care sunt 3 lucruri minunate și care nu s-ar putea întâmpla pe care le doriți în viața voastră? Pești.
ca un fluture care iese din crisalida sa, ai luat câteva circunstanțe destul de grele și le-ai folosit pentru a crește. Acum te transformi în ceva minunat și fantastic, dincolo de cele mai sălbatice imaginații ale tale. În perioada aceasta este bine să ne amintim cât de recunoscător ești, nu numai pentru lucrurile ușoare din viața ta, ci și pentru circumstanțele dificile. Te-au transformat într-o persoană uimitoare, ia-ți un moment să te onorezi.